Este oficial, Constanța are o nouă echipă de handbal. Bazele echipei de handbal Club Dobrogea Sud Constanța au fost puse de 3 foști jucători ai HCM-ului. Este vorba despre Ionuț Stănescu, George Buricea și Laurențiu Toma. Acest club a luat ființă la inițiativa noastră, a celor 3 jucători de la HCM Constanța, care din păcate în vara anului 2015 a trebuit să-și încheie activitatea, iar noi, cei 3 aici de față, n-am putut să rămânem indiferenți, pentru că orașul Constanța merită o echipă de handbal, o echipă bună, avem un public extraordinar și ar fi fost păcat să privăm acest oraș de un spectacol handbalistic. Conducerea echipei va fi asigurată de asemenea de cei 3 inițiatori ai proiectului. Stănescu va fi președintele clubului, iar Buricea și Toma, cei 2 vicepreședinți. Fiind o echipă nou înființată, aceasta va porni la drum din eșalonul secund, iar activitatea va începe de la un zero istoric. Lotul echipei va fi format din jucători de bază ai HCM-ului. Printre ei se numără Cutura, Racevici, Angelovski, Vudaveanovici, Țupțirică și Enescu. Rămas mulți jucători vechi ai echipei HCM Constanța, un jucător care ne-am dorit să continuăm și în Constanța handbalul profesionist. Ne dorim în continuare ca acest nou club să facă noi performanțe, poate la fel de notabile ca și HCM Constanța. Avem multe de oferit acestui oraș minunat, acestui public, care întotdeauna și la bine și la greu a fost alături de noi și ne-a susținut. Și nu vreau decât să le mulțumesc pe această cale. Obiectivul echipei este promovarea în Liga Națională de Handbal, iar apoi accederea cât mai rapidă în Liga Campionilor. Să sperăm că va fi gata și noua sală, pentru că nu avem dreptul să jucăm în Liga Campionilor în sala noastră. Și cu inaugurarea noii săli să reușim să jucăm în Liga Campionilor, probabil în 2 ani. Noul antrenor al echipei este sârbul Dorde Circovici, care în urmă cu 6 ani a fost secundul regretatului antrenor al HCM-ului Zoran Cârteș. Că vreau să fac parte dintr-un proiect crește. Sunt mare optimist, vom atinge obiectivele noastre, vom lucra ușor, pas cu pas, de formare și vom vedea ce va fi suficient. Echipa, avem de bază 8-9 jucători peste 30 de ani cu mare experiență. Finanțarea echipei va fi asigurată de către Consiliul Județean și Primăria Constanța, cu care au fost deja purtate discuții. Până în acest moment nu a fost stabilit niciun program de pregătire din cauza timpului foarte scurt în care a fost înființată echipa. Prezentarea lotului de jucători a coincis cu un alt moment festiv, ziua de naștere a lui George Buricea.